Salut, sunt Vlad Pădurescu, bine ați revenit la o ediție de Șefi Acasă la mine în bucătărie. Astăzi vom găti o tartină delicioasă cu somon afumat, pe care îl vom marina cu zeamă de lămâie. Vom avea un sos din smântână și verdețuri. Eu astăzi am decis să folosesc busuioc, mărar și pătrunjel, dar voi puteți să folosiți tot ce vă doriți, de la tarhon, chives sau niciuna dacă nu vă place, ceapă roșie pe care o vom mura și capere. Elementul fresh din acest preparat, pentru că somonul este gras, un castravete pe care îl voi mura în puțină zeamă de lămâie. Sunteți gata? Haideți să începem! Tăiem castravetele pe din două și îl curățăm de semințe. Această parte a castravetului este foarte lichidă și atunci va curge peste somon și vom umuia mult prea tare pâinea. Tăiem castravetele în felii. Castraveții au nevoie doar de câteva minute pentru a se marina, pentru că nu-i dorim moi, întotdeauna capetele sunt ale bucătarului. Transferăm castraveții într-un bol. Vă puteți folosi de furculiță pentru a extrage toată zeama din lămâie. Iar mărarul trebuie să-l tăiați grunjos, nu este nevoie să-l faceți fin. Acum pătrunjelul. Atât mărarul cât și pătrunjelul sunt elemente fresh care pot ajuta somonul. Mai punem puțină zeamă de lămâie, folosiți-vă de palmă pentru a nu lăsa semințele să cadă în castraveți. Și acum amestecăm. Adăugăm sare. Atenție, fiți foarte, foarte precauți cu sarea, deoarece somonul afumat fiind sărat, există riscul să sărați mult prea tare preparatul. Acum că suntem gata cu castraveții pe care i-am lăsat la marinat, putem să ne apucăm de ouăle de prepeliță, pe care le vom fierbe fix 2 minute de când începe apa să fiarbă. Pentru fiecare porție aveți nevoie de 2 ouă de prepeliță. Între timp vom face sosul de smântână. Vă recomand să folosiți o smântână cât mai grasă. Eu astăzi voi folosi smântâna cu 30% grăsime de la Gusturi Românești. Adăugați puțină zeamă de lămâie. Un sfat pentru a tăia busuiocul este să puneți frunză peste frunză. Rulați frunzele și le tăiați și astfel aveți un rezultat uniform. Ce vă recomand este să aveți întotdeauna un cuțit ascuțit, astfel toate verdețurile pe care le tăiați nu se vor negri. Gustați întotdeauna în timp ce pregătiți. Astfel veți obține rezultatul dorit. Între timp pregătim și ceapa, pe care o vom tăia julien. Nu vă grăbiți, nu e niciun concurs. Important e să iasă bine, nu repede. Tot așa adăugați puțină zeamă de lămâie. Ok, apa a început să fiarbă, așa că voi adăuga ouăle. Eu voi face astăzi 4 porții, așa că avem nevoie de 8 ouă și din acest moment 2 minute. Ok, în timp ce fierb ouăle, putem să punem tigaia la încins pentru a prăji pâinea. Tăiem somonul, pe care îl vom separa în felii. Aveți nevoie de 2 pachete de 140 de grame pentru 4 porții. Ați observat că am folosit multă lămâie, dar am distribuit-o uniform în toate elementele preparatului. Acum că au fiert ouăle, putem să le lăsăm la răcit. Le puteți transfera în apă cu gheață sau, dacă nu aveți gheață, pur și simplu lăsați apa să curgă peste ele câteva minute. Între timp verificați tigaia. O bună metodă de a verifica tigaia este să-i atingeți marginea și dacă nu puteți ține mâna mai mult de o secundă, înseamnă că tigaia este gata. Nu aglomerați tigaia, faceți feliile de pâine pe rând. Acesta este genul de preparat simplu cu care puteți impresiona. Pentru un mic dejun sunt perfecte. Ca alternativă puteți folosi și un toaster pentru așa ceva. Pentru această rețetă am folosit pâine integrală și vă recomand să nu o prăjiți până prinde o culoare foarte puternică, pentru că aveți destule gusturi intense în acest preparat. Ouăle de preferiță puteți să le curățați cu mâna sau
puteți să vă folosiți de o linguriță foarte mică cu care să scobiți coaja. Să trecem la montaj. Punem pâinea, sosul de smântână și busuioc, somonul pe care puteți să-l rupeți în bucăți mai mici pentru a-l putea așeza frumos. Castraveți murați. Ouăle de prepeliță pe care le tăiem în două. Câteva capere. Ceapa murată. Și câteva frunze de busuioc, pătrunjel și mărar. Aceasta este tartina mea cu somon, potrivită pentru orice moment al zilei. Poftă bună!